Sunt 23 de consilieri prezenți din 23. Supunem la vot aprobarea proceselor verbale de la ședințele anterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ordinea de zi cuprinde 36 de proiecte, din care două au fost retrase. Vă propunem și supunem la vot în același timp suplimentarea ordinii de zi cu proiectul numărul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Supunem la vot ordinea de zi suplimentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre numărul 1, hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea pieței centrale agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț. Comisia de specialitate numărul 1. Numai puțin, domnul Carabelea vrea să ne spună două cuvinte. Bună ziua! Bună ziua! Domnul viceprimar, stimați consilieri locali, onorată asistență. Sunt Andrei Carabelea, vă mulțumesc pentru ocazia acordată de la s-a comunicat astăzi. Acest mesaj vine din partea unui simplu cetățean, dar în același timp a unui activist civic și politic care luptă de câțiva ani pentru promovarea unor principii, atât în politică cât și în comunitate. Vin și vă aduc acest mesaj ca urmare a unei constatări, și anume, în ultima perioadă, am observat cu câtă indolență tratează uneori politicienii problemele cetățenilor. Tocmai ieri, primul ministru al României, împotriva căruia s-au organizat cele mai ample proteste din România, domnul Grindeanu, a declarat că protestatarii au procedat bine. Și asta spune mult despre nivelul de responsabilitate a politicienilor din România. Sinceritatea cu care a răspuns domnul Grindeanu, a transmis acest mesaj, este una care mă face să-l apreciez și să constat că totuși nu există calitate umană. Dar vă amintesc că sunteți politicieni și că reprezentați cetățenii care v-au votat. Iar piața din Piatra Neamț se pare că se comportă ca un fel de ordonanța 13. Am discutat în ultima perioadă cu zeci și zeci de cetățeni. Până și cei mai fanatici simpatizanți ai PSD nu înțeleg absurdul situației și de ce vă opuneți deblocării acestei crize. Cred că sunteți conștienți că de această piață au nevoie întregi toți cetățenii acestui oraș. Imaginați-vă în ce condiții se vând mărturile alimentare perisabile. Nu te imaginăm, știu. Atunci, sunt convins, sunt nenumărate soluții tehnice prin care dumneavoastră puteți da drumul acestei piețe. Vă rog frumos să înțelegeți această urgență din valuri de caniculă și aveți pe conștiință sănătatea a mii de oameni. Vă mulțumesc mult! Domnul președinte, vă rog să-mi permiteți și mie o intervenție. Și eu vreau să punctez câteva lucruri și haideți să ne comportăm astăzi ca niște oameni responsabili care suntem aici în urma votului cetățenilor. Este nepermis să avem o piață finalizată de peste 3 luni și jumătate și să stăm cu clădirea închisă. Nu mai intru în condițiile inumane pe care s-a vorbit, alt aspect pe care țin de modul cum arată acum acea zonă și totodată vreau să reamintesc faptul că suntem, dacă nu greșesc, la a șaptea încercare de deblocare a acestei situații. Și mă adresez în primul rând consilierilor PSD și ALDE care s-au opus de fiecare dată acestui proiect. Știu că există motivația că cineva vrea să dea la urmă. Este falsă motivația. Motivația este una singură și dorința mea și a colegilor mei care au susținut acest proiect este doar să deschidem rapid această piață așa cum cetățenii vor. Dacă ar fi existat o altă soluție alternativă, probabil că ați fi propus-o și vă garantez că am fi susținut-o și noi. Vă rog, în numele cetățenilor din acest oraș, să dăm astăzi un vot care să dea dovadă de responsabilitate
și de faptul că suntem aici ca să votăm în interesul cetățenilor din oraș. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți și mie, domnule președinte, pentru că, mă rog, o să-mi permit presa după această ședință, dacă o să dorească să rămână la o discuție, eventual și pe această temă. Până la momentul acesta, grupul PSD-ALDE nu a avut o atitudine publică și am acceptat, cum să spun, toate acuzele care ni s-au adus. Știți foarte bine și dumneavoastră, domnule primar, și consilierii, că am încercat în discuții succesive să ajungem la un consens. Se pare că astăzi vom reuși să depășim o anumită etapă. Sigur, având în vedere, așa cum spunea și dumneavoastră, binele cetățenilor. Domnul Carabela vorbea de nenumărate soluții tehnice pe care noi le-am avea la dispoziție pentru deblocarea acestei situații. Dumneavoastră, domnule primar, vorbeați doar despre o singură soluție, aceea de a da prin încredințare directă societății urban piața agroalimentară. Am discutat, repet, de nenumărate ori. Într-adevăr, aceasta ar fi fost o variantă de lucru spre societatea urbană, dar știm foarte bine ce se întâmplă cu această societate și modul în care această societate a gestionat pentru o anumită perioadă, să spunem, activitatea pe care a desfășurat. De aceea, repet, votul nostru va fi cel care va fi, îl veți constata dumneavoastră și după această ședință, repet, doresc ca presa să rămână pentru o declarație în acest sens. Vă mulțumesc. Bun, mulțumim și noi. Putem începe proiectul numărul 1. Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea pieței centrale agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț. Comisia de specialitate numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 voturi pentru, 11 împotrivă. Proiectul a fost respins, necesită o majoritate de 2/3. Proiectul numărul 2, hotărâre privind serviciul public de administrare, întreținere și exploatare a pieței centrale agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț. Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 5. Aș ruga o intervenție care poate fi considerată și un drept la replică la ce s-a spus mai devreme. Societatea urbană, eu cred că n-ar trebui apreciată în acest fel. Este o societate în insolvență doar astăzi, așa cum sunt destul de multe societăți din întreaga țară. Mai mult decât atât, am înțeles din expunerile făcute că toată lumea este de acord cu faptul că nu există o altă variantă legală decât transferul către societatea urbană acestei piețe pentru a deschide piața cât mai repede. Ceea ce nu înțeleg eu, cel puțin până astăzi, vom vedea ce se întâmplă astăzi. Alianța PSD-ALDE a avut majoritate în Consiliul Local. Societatea urbană este societatea Consiliului Local. Cine va oferi să luați acolo acele măsuri necesare care să facă ca urban să administreze în condiții corespunzătoare piața centrală? Eu sunt de acord cu propunerea, și eu și colegii mei de la PNV, cu propunerea de a scoate la licitație administrarea acestei piețe. Drept dovadă, vedeți, cele două proiecte sunt la pachet. Dar reamintesc tuturor că doar scoaterea la licitație rezolvă parțial problema, o licitație însemnând cel puțin 2 luni conform procedurilor legale. Nu mai vorbim de faptul că dacă vor apărea contestații, această licitație nu știe nimeni cât va dura. Mulțumesc! Bun. Am un amendament la... Spuneți. După vreo amendamente, am văzut da. Ce l-a de a face? A trebuit să fie ridicată de la 50.000 la 2 milioane lei? Asta e un primul amendament? Primul amendament. Supunem la vot primul amendament. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Și al doilea amendament, din comisia de licitație să facă parte 6 persoane și să fie împărțită în felul următor. 4 consilieri locali de la fiecare parte politică reprezentat în consiliul local și 2 persoane din aparatul tehnic al primăriei, respectiv de la serviciul achiziții și serviciul patrimonial. Supunem la vot la al doilea amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul președinte, dacă îmi dați voie să fac un amendament. Din fișa de date și din documentația pusă la dispoziție, vreau să intervin asupra propunerilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească operatorii participanți la această licitație. Mă refer în principal la punctajul în evaluarea ofertelor. Da. Pe care doresc să îl modific și să aibă următorul conținut. Criteriul financiar să fie punctat cu 75 de puncte, iar criteriile tehnice cu 25 de puncte defalcate astfel. Capacitatea tehnică a ofertantului specifică serviciului ofertat să fie punctată maxim cu 10 puncte, iar programele de investiții detaliate pe termene și obiective cu 15 puncte detaliate astfel. Pentru investițiile într-un an de zile, în intervalul 0 lei, 50.000 de lei, se acordă 0 puncte. Între 50.000 de lei, 1 și 100.000 de lei, se acordă 5 puncte. Între 100.000, 1 leu și 200.000 de lei, 10 puncte. Iar peste 200.000, 1 leu, se acordă punctajul maxim de 15 puncte. Celelalte lucruri prevăzute în criteriile tehnice vor face parte din contract ca obligații contractuale ale operatorului. Deci toți vor trebui să îndeplinească aceste criterii. Ce rugăminte mai am la aparatul tehnic? Ca cele expuse de mine să se regăsească, să se pună în acord fișa de date cu caietul de sarcini, ca să nu revin la fiecare paragraf unde se regăsesc aceste condiții. Sigur. O singură precizare, dacă v-ați voi, a spus investiții pe an. În fiecare an contractual, da? Acele praguri de investiții. Okay. Bun, supunem la vot amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Supunem la vot proiectul numărul 2 cu cele 3 amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect adoptat în unanimitate. Proiectul numărul 3. Hotărâre privind serviciul public de administrare, întreținere și exploatare a băii comunale din municipiul Piatra Neamț. Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 5. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să formulez un amendament. El se referă la punctul B4.1, respectiv punctul B, la cerințele minime de calificare și doresc ca acest subpunct să fie formulat în felul următor, experiență similară, îndeplinirea corespunzătoare în ultimii 3 ani a cel puțin unui contract de servicii cu o natură similară cu serviciile ofertate și care a vizat un centru urban. Și se continuă până la punct în formula care este. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Supunem la vot proiectul numărul 3 cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul adoptat în unanimitate. Proiectul numărul 4, hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe anul 2017. Comisia de specialitate numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 5, hotărâre privind completarea HCL numărul 171 din 29.05.2013 pentru completarea HCL numărul 1 din 28.01.2010 privind administrarea imobililor proprietate publică a municipiului Piatra Neamț în care funcționează unități de învățământ preuniversitar. Comisia de specialitate numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi. Proiectul numărul 6, hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț pentru anul școlar 2017-2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Comisia specială.
Proiectul numărul 7, hotărâre privind aprobarea refinanțării creditului bancar de 72,5 milioane lei și a prelungirii scadenței creditului bancar în sumă de 150,7 milioane lei contractate la BCR în perioada 2005-2007. Comisia de specialitate numărul 1. Vă rog. Da, înainte de pune la vot, am să vă rog să mă uit pe intervenții. Vreau să explic foarte pe scurt de ce este acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi. După cum știți, primăria de Atenanță are mai multe credite pe care le-am făcut publice și toată lumea le cunoaște. Practic, conform graficului de rambursare stabilit la momentul contractării acestor credite, în 2018 apare un vârf de sarcini, începând chiar cu 1 ianuarie pe aceste credite de la BCR. Pentru a preveni o dificultate financiară și pentru ca primăria Pietreanu să poată funcționa corespunzător și în anii următori, să putem asigura serviciile publice pe care cetățenii le așteaptă, am gândit această măsură de refinanțare a creditului, ceea ce ne așteptăm să ducă și la o scădere a costului acestui credit, pentru că dobânda pe care o avem astăzi este puțin mai mare decât dobânda pe care piața o are la momentul la care ne aflăm. Și atunci vom obține un dublu avantaj, odată o scădere a efortului lunar și a doua oară, în mod sigur, prin licitație publică, vom obține și o dobândă mai bună. Am convenit cu colegii mei și de asta s-a și făcut acest amendament, că deocamdată este bine să ne referim doar la creditul mic, așa cum am avut discuția cu BCR la București și cum au agreat și dumneavoastră, vedem ce se întâmplă în urma acestei licitații, după care vom decide ce facem cu creditul mare. Adică să mergem în doi pași și nu într-unul singur, așa cum a fost proiectul de hotărâre inițial propus. Mulțumesc! Cu plăcere, supunem la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 voturi pentru, 11 abțineri. Amendamentul a fost adoptat. Supunem la vot hotărârea numărul 7 cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 voturi pentru, 11 abțineri. Proiectul a fost adoptat cu amendament. Proiectul numărul 8, hotărâre pentru încheierea unui acord de asociere privind participarea în cadrul grupului de lucru regional în vederea realizării proiectului MOLOC, Low Carbon Urban Morphology, noi structuri, exemple de guvernare și provocări pentru oraș în tranziția energetică. Comisia de specialitate numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul adoptat cu unanimitate. Proiectul numărul 9, hotărâre pentru încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Piatra Neamț și Asociația OER pentru derularea campaniei Traffic Snake Game, Oscar Șarple Hoinar, Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Hotărârea numărul 10, privind încheierea unor parteneriate, Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect adoptat cu 22 de voturi pentru. Proiectul numărul 11, hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a unei suprafețe de teren proprietatea municipiului Piatra Neamț pentru amplasarea unui nou panou publicitar. Comisia de specialitate numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul adoptat cu 22 de voturi pentru. Hotărârea numărul 12, privind modificarea anexei la contractul de legare de gestiune prin concesiune numărul 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking S.A. Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect adoptat cu unanimitate de voturi.
Hotărârea numărul 13, privind aprobarea procedurii privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Piatra Neamț, în vederea aplicării prevederilor articolelor 489 aliniatul 5.8 din legea numărul 227 pe 2015, privind codul fiscal și anexei numărul 1 la HCL numărul 312 din 24.11.2016, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Comisia de specialitate numărul 1? Disfavorabil. Numărul 2? Disfavorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 14, hotărâre privind aprobarea inventarului parțial al terenului proprietate privată a municipiului Piatra Neamț. Comisia de specialitate numărul 1? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 15, hotărâre privind aprobarea PUZ și RLU aferent lotizare, teren și schimbare funcțiunii urbanistice a zonei din zonă industrială în zonă cu funcțiune mixtă, rezidențială și prestări servicii, pentru imobilul situat în Piatra Neamț, strada Pictor Aurel Băieșu, proprietarea SC Urbanex S.A., Bârtarul Neculai și Stănescu Virginia. Comisia de specialitate numărul 2? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat cu unanimitate. Proiectul numărul 16, hotărâre privind acordul municipiului Piatra Neamț în vederea solicitării de către Delgaz Grid S.A. autorizație de construire pentru înlocuire plus împrejmuire PTM 39 cu PTAB municipiul Piatra Neamț. Comisia de specialitate numărul 1. Aviz. Numărul 2. Aveți favorabil cu un amendament. Spuneți. Ei practic iau, strică o cădere și fac alta. Acolo unde o dărâmă căderea respectivă se aducă terenul la forma inițială. Deja se știe că lucrează în oraș și își vrea să rămână totul curat acolo când termină lucrarea. Foarte corect. Spunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendament aprobat, unanimitate. Supunem la vot proiectul numărul 16 cu amendament. Cine este pentru? Proiectul numărul 17, hotărâre privind acordul municipiului Piatra Neamț în vederea solicitării de către doamna Chetreanu Lucea, autorizație de construire pentru extindere locuință pe limita de proprietate cu domeniul public al municipiului, modificare temă de proiectare în perioada de valabilitate a autorizației de construire, numărul 237 din 5.4.2016. Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 18, hotărâre pentru actualizarea HCL numărul 211 din 2010 privind aprobarea nomenclaturilor străzilor din municipiul Piatra Neamț și a evidenței adreselor imobililor din intravilanul municipiului Piatra Neamț. Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul adoptat cu unanimitate de voturi. La proiectul 19, 20, 21 și 22 aș avea rugămintea ca în momentul când se fac propunerile, pentru că sunt nume de persoane, să facem o pauză de 10 minute după ce se fac propunerile pentru fiecare proiect, pentru a se putea face buletinele de vot. Da, facem toate odată și apoi... Proiectul numărul 19, hotărâre pentru modificarea HCL numărul 197 din 21.07.2016 privind stabilirea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț. Comisia de specialitate numărul 4. Propune. Aici, din partea PNL, la spune pe domnul Adrian Cerbanu, care este președinte, pe domnul Raila Pia. Din partea grupului... Grupului Partidul Mișcarea Populară îl propunem pe domnul Gavrilescu Bogdan. Solicităm ca, mă rog, componența comisiei să rămână aceeași. Comisia este formată din 5 consilieri. Dacă avem 5 propuneri, le supunem la vot. Dacă doriți menținerea comisiei în forma inițială, votați împotriva propunerilor efectuate astăzi. Și proiectul fiind respins, rămâne vechea hotărâre în vigoare cu comisia. Atunci buletinul de vot va arăta cum? Va arăta, sunteți de acord cu propunerile cele 5, da sau nu? Aha. Votând nu, dacă am înțeles. Da. Proiectul este respins, rămâne hotărârea anterioară în vigoare cu vechea comisie. Să completați. Dacă nu vor să propună. Vă rog.
Mai sunt două persoane din aparatul tehnic. Cătălin Furaraliu și Gianina Acele Coșca. Au fost propuse prin proiect, da. Și până la 5, noi propunem pe domnul Paul din Dilie, dacă PMP-ul are propunere. Pe, mă propus singur sau Ciuc Cristian. Ok, deci avem 5 propuneri. Mergem pe... Da, să trecem mai departe și după cele 4 calupuri facem pauza pentru listatul proiectul de timp 20. De vot. Hotărâre pentru modificarea HCL din numărul 6 din 26.1.2017 privind constituirea Comisiei de Evaluare și Selecționarea Proiectului de Finanțare Nerambursabilă și a Proiectului de Parteneriat de Interes Local, precum și constituirea Comisiei de Contestații pentru alocările de la bugetul local pentru anul 2017. Comisia de Specialitate numărul 1. Numărul 4. Aici sunt 7 poziții, dacă dumneavoastră nu mai se propune. Numai un pic, cu ajutorul unei intervenții. Părerea mea personală, pentru că eu zic că suntem un consiliu local civilizat și o instituție civilizată. Eu mi-aș dori foarte mult în aceste comisii să fie reprezentați din toate partidele politice. Nu vă înțeleg de ce nu faceți propuneri. PSD și ALDE să faceți parte în aceste comisii. Am considerat funcționarii comisiile anterioare, în componența lor. Da, dar o să facem și... Bun. Era funcționare, dar nu avea logică proiectul, așa că... La 20 puteți veni cu propuneri. Domnul consilier, la 20 puteți veni cu propuneri, dacă... Da? Da, ia te rog propunerea de la proiectul 20. Bun. Domnul PNR propune pe următorul consilier din Tilie Paul Moscaru Mința pe Zoveanu Romeanu. Grupul PMP propune pe domnul Gavrilescu Bogdan și domnul Sauciu Cristian. Da. Mai trebuie o propunere, vă rog. O propun pe doamna viceprimară Mița Vărlan. Ok, avem 7 propuneri. Aici mai este comisia de contestații. Da. Da, 5 membri, vă rog. Comisia de contestații propun pe domnul Mihai Breja și domnul Ciuban Valentin. Grupul PMP îl propune pe domnul Ghinesc Marius. PSD, domnul Victor Marghidan și domnul Cristian Tihel, domnul Cristian Mihalcea. Păi nu, sunt deja 5 propuneri. Domnul Obreja, domnul Valentin Ciobanu, domnul Mihalcea de partea PSD, că a fost în așa. Ghineț, Marghidan și Mihalcea, da? Nu, no, numai domnul Mihalcea a revenit, ca să rămână loc pentru Valde. A, ok. Domnul Mihalcea și domnul Tihena. Deci Mihalcea și Tihena, nu? Mulțumim. Ok. Nu sunt fiind două comisii de contestație și de... Nu, domnul Tihena este în comisia de evaluare. Nu poate fi și în comisia de contestație. Cătălin la contestații, nu? Da. Ok. Proiectul numărul 21. Hotărâre pentru modificarea HCL numărul 353 din 23.12.2016 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ale societăților comerciale în care unitatea administrativ-teritorială are calitate de acționar, cu modificările și completări ulterioare. Comisia de Specialitate numărul 5. A zis negativ. Domnul... Aici, propunerea de convenită, comisia de selecție să fie formată din 5 persoane, 3 din aparatul tehnic de la primărie, la resurse umane și 2 reprezentanți desemnați de către Consiliul Local. Aparatul tehnic de la primărie e vorba de doamna Mădilă Cristina, Petrea Nicoleta și Prodigel Diana, iar desemnați de Consiliul Local, PNL, grupul PNL propune pe domnul Zăugrescu Constantin. Grupul PMP o propune pe doamna Vasiloia Angelica. Grupul PSD pe domnul Marghidan. Bun, hai să ne încurcăm. Dacă ar trebui atunci să împărțim amendamentul... Nu, un pic. Ar trebui împărțit amendamentul domnului Bârjoveanu. Pe de o parte stabilim numărul de membri și apoi nominalizările. Pentru că ați propus să fie formată din 2 consilieri locali și avem 3 propuneri. Sau punem cele 3 propuneri pe buletinul de vot și alegeți 2. Da. Bine așa? Da, da, așa e corect. Da? Ok. Deci vom avea din partea Consiliului Local, candidați pe domnul Teodorescu,
doamna Vasiloaia, A Vasiloaie, scuze, și domnul Marghidan. Și vor fi încercuite două opțiuni din cele trei. Da? Supunem la vot amendamentul domnului Bujoveanu în primă fază? Păi nu e amendament, asta e propunerea. Bun. Avem pe buletinul de vot. Bun. 22. Proiectul numărul 22, hotărâre pentru modificarea HCL numărul 190 din 21.07.2016 privind împuternicirea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale la care municipiul este asociat sau acționat. Comisia de specialitate numărul 5. Aici luăm societățile note. Da, vă rog. La publicitate vă rog pe domnul Mihai Obreja și pe domnul Paul Pibirie. Să facă parte din asta. Mergeți mai departe. La locatițe pe domnul Olariu Adrian și Ciobanul Valentin. La Urban, o singură poziție pe domnul Ciobanul Adrian. Și la Perla, pe domnul Mihai Brea. Specifică troleibuzul și apasări, noi ne dorim să rămână neschimbate, dacă vreau să vreți să facem propunere. Bun, din partea grupului PMP, la Salubritas, domnul Ghineț Marius și domnul Trăsnea Bogdan, la SC Parking S.A., domnul Petre George și Sauciu Cristian, și la Urban, domnul Câmpescu Gabriel. Și la Perla Invest, doamna Chescu Andreea. Mai sunt alte propuneri? Da. La Publiserv, domnul Cristian Mihalgea. Și domnul Adrian Ciubotariu. Locativ Serv, domnul Misailă, doamna Moroiu. La Perla, doamna Păduraru. La Urban, domnul Marghidan și domnul Tihenea. Troleibuzul și apa serv avem același punct de vedere. Deci pe buletinul de vot la troleibuzul și apa serv vor fi reprezentanțe din hotărârea în vigoare. Propun să luăm pauze 10 minute ca să aibă... Proces verbal încheiat astăzi, 29 iunie 2017, la votul secret asupra proiectului de hotărâre numărul 19 privind stabilirea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț. Total voturi 23, voturi valabile exprimate 23, voturi nule 0, din care voturi pentru 12, voturi împotrivă 11. Proiectul a fost adoptat. Trecem la proiectul numărul 20 pentru modificarea HL numărul 6 pe 2016 privind constituirea Comisiei de Selecționare a proiectului cu finanțare nerambursabile și a proiectului de parteneriat de interes local, precum și constituirea Comisiei de Contestații pentru alocări de la bugetul local pentru anul 2017. Am avut propuneri și pentru Comisia de Evaluare și cea de Contestații. La fel, pe buletinul de vot aveți întrebarea dacă sunteți de acord cu propunerile formulate, da sau nu. Numărul de candidați e același cu cel de locuri. Domnul Bujoveanu, domnul Ciobanu Adrian, domnul Ciobanu Valentin. Proces verbal încheiat astăzi, 29 iunie 2017, la votul secret asupra proiectului de hotărâre numărul 20 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 26 ianuarie 2017 privind constituirea Comisiei de Evaluare și Selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local, precum și constituirea Comisiei de Contestații pentru alocările de la bugetul local pentru anul 2017. Total voturi 23, voturi valabile exprimate 23, voturi nule 0, din care voturi pentru 13, voturi contra 10. Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi pentru. Proiectul numărul 21, hotărâre pentru modificare HCL numărul 353 din 23.12.2016 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ale Societății Comerciale în care unitatea administrativ-teritorială are calitatea de acționar, cu modificările și completările ulterioare. Aici am convenit că vor fi o comisie din 5 membri, 2 consilieri locali și 3 membri ai aparatului de specialitate.
Sunt 6 propuneri, va trebui să bifați 5 dintre ele. Opțiunile pe care persoanelor pe care doriți să facă parte din comisie, da? Deci din cele 6 încercuiți numele sau numărul aferent a 5 dintre ei. Dacă sunt toate 6 încercuite sau mai puțin de 5, buletinul de vot este nul. Da? Deci vom lua în considerare doar buletinele care au 5 opțiuni pe care le doriți din cele 6. Mai citesc componența? Știți, nu e nevoie, da? Ei, o citim acum. Teodorescu Constantina, Vasiloae Angelica, Marghidan Victor și din partea primăriei Movilă Cristina, Petra Nicoleta, Floricel Diana. 5 din cele 6. Proces verbal încheiat astăzi 29 iunie 2017 la votul secret asupra proiectului de hotărâre numărul 21 pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 353 din 23 decembrie 2016 cu modificările și completările următoare. Total voturi 23. Voturi valabile exprimate 22. Voturi nule 1. Din care voturi pentru Teodorescu Constantin 16, voturi pentru Vasiloae Angelica 20, Maghidan Victor 10, Movilă Cristina 22, Petrea Nicoleta 21, Floricel Diana 21. Astfel, această comisie va avea următoarea componență. Teodorescu Constantin, Vasiloae Angelica, Movilă Cristina, Petrea Nicoleta și Floricel Diana. Mulțumim. Proiectul numărul 22, hotărâre pentru modificarea HL numărul 190 din 21.07.2016 privind împuternicirea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale la care municipiul este asociat sau acționar. Aici avem la fiecare societate mai multe propuneri. Am să citesc propunerile pentru a ne asigura că le-am notat corect. Am să rog cei care au făcut propuneri să verifice dacă se regăsesc propunerile lor, da? Acemei Urban, Ciobanu Adrian, Câmpescu Gabriel, Marghidan Victor, Tihenea Cristian. ASECE Publiserv SRL, Mihai Obreja, Paul Pintilie, Cristian Mihalcea, Adrian Ciubotariu. ASECE Salubritas, Marius Ghineț, Marius Trăsnea. ASECE Perla Invest SRL, Andreea Cherțo, Mihai Obreja, Victoria Păduraru Chiriac. ASECE Parking SA, Cristian Sauciuc, Georgia Petrei. SECE Locativ Serv, SRL, Adrian Olariu, Valentin Ciobanu, Cătălin Misăilă, Claudia Moroiu. Toate propunerile sunt pe buletinul de vot. Va trebui să încercuiți la fiecare societate 2 reprezentanți. Pentru Troleibuzul și Apasev, unde am convenit că rămân aceiași, nu i-am mai trecut pe această anexă, ei vor avea mandat în baza HL-ului anterior. Da? Deci pentru a fi valabil buletinul de vot, vă rog să încercuiți 2 reprezentanți la fiecare societate. Nu 1, nu 3. Proces verbal încheiat astăzi 29 iunie 2017 la votul secret asupra proiectului de hotărâre numărul 22 pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 190 din 21 iulie 2016 privind împuternicirea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale la care municipiul este asociat sau acționar. Total voturi 23. Voturi valabile exprimate 16. Voturi nule 7. Din care la CMI Urbane SA Ciobanu Adrian, 13 voturi, Câmpescu Gabriel, 12 voturi, Marghidan Victor, 4, Cristian Tihenea, 3, Publiserv SRL, Obreja Mihai, 12 voturi, Pintilie Paul, 12 voturi, Mihalcea, 4, Mihalcea Cristian, 4, Ciubotariu Adrian, 4. Salubritas SA, Ghineț Marius, 16 voturi, Trăsnea Marius, 16 voturi, Perla Invest SRL, Cherțo Andreea, 12 voturi, Obreja Mihai, 16 voturi, Pădurarul Chiriac Victoria, 4 voturi. SECE Parking SA, Sauciu Cristian, 16 voturi, a Petrei George, 16 voturi. Locativ SRL, Adrian Olariu Adrian, 12 voturi, Ciobanu Valentin, 12 voturi, Miseilă Cătălin, 4 voturi, Moroiu Claudia, 4 voturi. Mulțumim! Proiectul numărul 23. Hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe. Comisia de specialitate numărul 1. Domnul... Proiectul numărul 23. Avizul comisiei. Avizul comisiei. Negativ. 23. Numărul 4. Avizul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect aprobat cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 24,
Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț pe anul 2017. Comisia de Specialitate numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 25. Hotărâre privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, teren aferent spațiilor proprietate privată. Comisia de Specialitate numărul 1. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendament aprobat cu unanimitate. Supunem la vot și comisia numărul 5. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 25 cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul adoptat cu unanimitate. Proiectul 26. Am o propunere să se voteze poziție cu poziție la proiectul numărul 26. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? 26. Hotărâre privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț. Comisia de Specialitate numărul 1. Bine. Numărul 5. Vă rog. Votăm poziție cu poziție. Votăm poziție cu poziție, da. Numărul 1. Terenul suprafață de 26 metri pătrați situat în strada Mihai Eminescu, zona bloc A2. Cine este pentru amendament? Împotrivă? Abțineri? Poziția numărul 2. Terenul... Poziția 1 cu poziția amendament. 1 cu amendament. Scuze, da. Poziția 1 cu amendament. Cine este pentru? Unanimitate. Numărul 2. Terenul suprafață de 55 de metri pătrați, situat în strada 1 decembrie 1918, fără număr. Da, amendamentul era de excludere. De excludere. Da. Cine este pentru acest amendament? 9, 10, excluderea, da? Da. 2, 11, 12, 13, 14 voturi pentru excludere. Amendamentul e respins de 2 treimi, da? Deci rămâne poziția 2. 2 să votăm. Să votăm fără amendament, da? Da. Cine este pentru poziția 2? Zero. Împotrivă? Abțineri? Am ajuns la excludere. Ok, 23 de abțineri. Poziția 2 pică din hotărâre. Poziția numărul 3. Terenul suprafață de 245 de metri pătrați, situat în strada Nada Florilor, numărul 6. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Amendament adoptat, nu mai nimic. Abțineri? Se votează proiectul de hotărâre cu amendament. Cine este pentru? Poziția 3, da. Da. Adoptat cu unanimitate. Numărul 4. Terenul în suprafață de 20 de metri pătrați situat în strada Calistra, Hugaș, numărul 27-29. De asemenea, amendamentul de majorare preț de la 85-85. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Unanimitate. Supunem la vot poziția 4 cu amendament. Cine este pentru? Unanimitate. 5. Terenul suprafață de 11 metri pătrați situat în Piatra Neamț, strada Calistra, Hugaș, numărul 25. Cine este pentru amendament? Unanimitate. Poziția 5 cu amendament, spune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Poziția numărul 6, terenul suprafață de 758 metri pătrați, situat în Piatra Neamț, strada Sirenei, fără număr. Majoritatea de la 30 la 80. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? 90, 11. 11, 12 voturi pentru. Amendamentul este respins. Supunem la vot poziția 6 fără amendament. Cine este pentru? 0. Împotrivă? Abțineri? 23 de abțineri. Poziția 6 este eliminată din proiect.
Poziția numărul 7. Teren în suprafață de 77 de metri pătrați, situat în Piatra Neam, strada 1 decembrie 1918, bloc M1 parter. Majorare de la 35 la 80 de euro metru. Cine este pentru acest amendament? Unanimitate. Supunem la vot poziția numărul 7 cu amendament. Cine este pentru? Unanimitate. Poziția numărul 8. Teren în suprafață de 18 metri pătrați, situat în Piatra Neam, bulevardul Decebal, fără număr, școala numărul 4. Cine este pentru acest amendament? 12 voturi, amendamentul respins. Împotrivă? Abțineri? 11 abțineri. Amendamentul oricum este respins. Supunem la vot poziția 8, fără amendament. Cum e ea? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 23, poziția 8 este respinsă. Poziția numărul 9, terenul suprafață de 121 de metri pătrați, situat în Piatra Neam, strada Ștefan cel Mare, numărul 110. Cine este? 150, ați spus? Da. Cine este pentru acest amendament? De voturi. Împotrivă? Abțineri? O abținere, amendamentul a fost adoptat. Două abțineri. Înseamnă că erau 21. Scuze, 21 pentru și 2 abțineri, amendament adoptat. Se supune la vot poziția 9 cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 2 abțineri, 21 de voturi pentru. Poziția 9 a fost adoptată. Poziția numărul 10, terenul suprafață de 52 de metri pătrați, situat în Piatra Neam, strada Ștefan cel Mare, numărul 112. Majorare de la 59 la 150. Cine este pentru acest amendament? Cine este pentru acest amendament? Unanimitate. Se supune la vot poziția 10 cu amendament. Cine este pentru? Abțineri. Abțineri împotrivă? Avem 2 abțineri. 21 pentru și 2 abțineri. Poziția 10 adoptată cu 21 la 2. Poziția numărul 11. Terenul suprafață de 90 de metri pătrați, situat în Piatra Neam, strada Dimitrile, unitatea numărul 76-78. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 22 voturi pentru, o abținere. Amendamentul a fost adoptat. Supunem la vot poziția 11 cu amendament. Cine este pentru? Abțineri? Abțineri? 2 abțineri. 21 de voturi pentru și 2 abțineri. Poziția 11 adoptată. Numărul 12, terenul suprafață de 80 de metri pătrați, situat în Piatra Neam, strada Izvoare, fără număr. Supunem la vot amendamentul de excludere a acestei poziții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 voturi pentru, 11 abțineri, amendament respins. Supunem la vot poziția 12, fără amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 23 de abțineri, poziția 12 respinsă. Poziția numărul 13, terenul suprafață de 2632 de metri pătrați, situat în Piatra Neam, strada Horia, numărul 2. Fără amendament. Spune la vot poziția 13, cine este pentru? 12 voturi. Împotrivă? Abțineri? O abținere, da? Și 10 voturi împotrivă. 12 pentru, 10 împotrivă, o abținere. Poziția 13 respinsă. Poziția numărul 14, terenul suprafață de 24 metri pătrați, situat în Piatra Neam, strada Luceafărului, fără număr. Amendament de majorare de la 55 la 130. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Unanimitate. Supunem la vot poziția numărul 14 cu amendament. Cine este pentru? Unanimitate. Poziția numărul 15. Terenul suprafață de 8 metri pătrați, situat în Piatra Neam, bulevardul General Dăscălescu, numărul 13, bloc T2. Majorare de la 43 la 120 de euro. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru acest amendament? Unanimitate. Supunem la vot poziția numărul 15 cu amendament. Cine este pentru? Unanimitate. Să vă rog acum, domnule președinte, supuneți la vot
proiectul de hotărâre așa cum a rezultat în urma... Supunem la vot proiectul numărul 26 cu ce am votat pozițiile respective. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 27. Hotărâre privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț. Teren cu orta parte indiviză. Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 5. Se supune la votul 3 numărul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi pentru, 2 abțineri. Proiect adoptat. Numărul 28. Hotărâre privind trecerea în domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a bunului imobil teren curți, construcții, în suprafață de 118 metri pătrați, situat în bulevardul Decebal numărul 71, bloc E2, tronson 1, parter. Comisia de specialitate numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi pentru, 2 abțineri. Proiect adoptat. Proiectul numărul 29 este retras. Proiectul numărul 30. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț în calitate de observatori în cadrul Comisiei de Concurs pentru ocuparea funcției de director, director ajunct al unor unități de învățământ. Comisia de specialitate numărul 5. Este vot tot vot secret. Înainte de ședință, lid. Spuneți. Ah, ok, faceți. Spuneți. Alte propuneri? Alte propuneri? Dacă îmi permiteți, din partea grupului PSD-ALDE, la Colegiul Tehnologic Spirul Haret, domnul consilier Victor Marghidan, la Colegiul Tehnologic Dimitrie Leonida, domnul Cristian Tihiene, la Liceul Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena, domnul consilier Adrian Grigoraș, la școala gimnazială Nicu Albu, domnul consilier Cătălin Nisăilă, la școala gimnazială numărul 5, doamna consilier Victoria Păduraru Chiriac și la școala posliceală sanitară, domnul consilier local Tudor Sălăvăscu. Am formulat propuneri pentru toate posturile. Este vot secret. Aveți buletinul de vot cu opțiune da sau nu. Proces verbal încheiat astăzi, 29 iunie 2017, la votul secret asupra proiectului de hotărâre numărul 30 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț. Total voturi, 23. Voturi valabile exprimate, 22. Voturi nule, 1. Din care voturi pentru, 22. Voturi contra, 0. Proiect adoptat. Proiectul numărul 32. 31 a fost retras. Proiectul numărul... Permiteți o mică intervenție. Am retras proiectul 31 pentru că îmi doresc să verificăm toate datele trimise în acel raport. În acest sens am dispus deja din partea Comisiei de Monitorizare să verifice ceea ce ne s-a prezentat în raport pentru a vota în cunoștință de cauză și a vă prezenta o informare în Consiliul Local. Mulțumim. Proiectul numărul 32. Hotărâre privind aprobarea raportului anual de realizare a serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirilor umane din municipiul Piatra Neamț pentru anul 2016. Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 3. Cine este pentru? Spune. Din cauza unei cisternele de apă sunt inundate câteva mărminte. Pentru că acea cisternă de apă nu este raportată la sistemul de canalizare. Și ar dori pe această cale, dacă tot votăm raportul anual, administratorul să ia în calcul rezolvarea acestei probleme cu legarea cisternei de apă la sistemul de canalizare. Voi face o informare către societatea care administrează cimitirile și atunci vom remedia această problemă. Proiectul numărul 32 îl spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Proiect adoptat cu unanimitate. Înainte de proiectul 33, aș vrea să fac o precizare. Grupul PMP propune ca
proiectul 33, proiectul 34 și proiectul 37 să se facă cu vot secret, pentru că sunt niște proiecte importante pentru cetățeni și nu vrem ca politicul să intervină în aceste voturi. Supunem la vot. O supunem la vot. Se poate opta pentru votul secret dacă jumătate plus unul din consilierii prezenți acceptă această propunere. Cine este pentru? 12 voturi. Împotrivă? Abțineri? 11 voturi împotrivă. Propunerea a fost admisă. În consecință vom vota secret aceste trei propuneri. Proiecte. Avem buletinul. Proiectul 33. Buletinele vor conține o întrebare simplă. Sunteți de acord cu și titlul proiectului? Da sau nu? Articolul 33. Hotărâre privind modificarea tarifelor prevăzute la articolul 21, aliniat 1, din contractul de delegare de gestiune numărul 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și 10 Parking S.A. Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 3. Domnul director, spuneți. Sunt director al CFA din la tine în 2016. Sunt venit să aduc două decizări la acest proiect, dacă se poate. Știu că este dreptul domnului Cătălin să ieie în calitate de consiliu să propună proiecte pe propunerea de zi a consiliului. Problema mea, din punct de vedere al CFA, a mea ca CFA, este motivarea pe care o are domnul consiliu. De aceea, o să-mi permit să citez din motivarea domnului consiliu. De parcursul discuțiilor, totale de numeroși cetățeni în cadrul audiențelor acordate, am constatat că o problemă foarte resemnalată este cea a parcărilor de ședință. Nu știu dacă sunt mari, mici, sunt lungi, sunt scurte, că spun că sunt prea scumpe. Asta vreau să spun. Din punct de vedere economic, chiar acum tarif nu se justifică. Nici o cifră, nici o justificare, nimic. Doar cuvinte goale. Venim cu activitatea de management corespunzătoare. Se poate reversa încărarea cheltuielilor necesare, inclusiv o cotă rezonabilă de profit, într-un procent de 50% din valoarea actuală. Domnule consilier, dacă ai venituri de 10 lei, cheltuieli de 5 lei, ai profit 5 lei. Dacă eliminezi veniturile cu 50% la 5 lei, venit 5 lei cheltuieli, profitul este 0, nu se verifică. Același lucru, ca mereu, nu te faci și dumneavoastră să diminuați cheltuiele, ca să rămână profit. Cheltuiele sunt, la cheltuiele de alte, se referă la domnului. De asta, numărul total al parcărilor de reședință existente, prin comparație cu numărul al autoturismului normativ, în jurul acolo al tarifului nu se justifică. Vreți să spuneți că sunt prea multe parcări sau prea puține parcări? Sunt prea puține parcări și prea multe autoturisme. În acest caz, să știți că atunci când cererea este mai mare decât oferta, și prețul crește, nu scade. Trecând peste toate aceste motivări, dar din punctul de vedere al plenarii al vârstei de consilier al în cadrul Consiliului Local al Societății de Atragă, trecând peste toate acestea, problema este de fapt altă. De ori de câte ori se întâmplă să fie o problemă de majoritate în Consiliul Local, se pune pe tapet problema parking. Și se ambalează cum sunt o etichetă în... Dar nu o problemă acolo, dacă toată lumea se... Da, dar mi se vinde frumos în primul cetățean. Dumneavoastră, când ați plecat în Turcia cu soțiile, ați făcut-o tot în primul cetățean sau ați făcut tot numai discuțiilor cu cetățenii? Da? Domnul director, legat de parking, mai aveți ceva? Da. Vă rog. Societatea parking care zero datorii la ora actuală este singura societate a Consiliului Local care aduce bani la bugetul Consiliului Local. Nu am cerut niciodată bani, nu am cerut niciodată sprijin financiar. Anul acesta ne-am propus să aducem 800, peste 800.000 de lei doar din redevență. Dacă vreți, într-adevăr, să faceți un proiect pentru posesorii de contract cu parking, ați putea foarte bine să vă folosim, dacă vreau să vorbesc, a zis un proiect în care acea redevență să se doară cu... Ce ți-a gândit ca de consilier local aici? Eu vorbesc în fața mea, direct la 10 parking. Dar puteți să vă dați noastră consilier. Eu puteți... Sunteți pus acolo de pe aveți o consilier pus acolo pe și nu pot. Numai puțin. Domnul director, discuția este cu Consiliul Local, nu vă rog frumos, da? Cu tot Consiliul Local, nu face ceva personal cu Consiliul. Dacă vreți să faci un proiect în primul cetățeanului, folosiți-vă de acești bani pentru reparația parcărilor, pentru crearea de parcări noi. Și atunci a dat lumea fiind partid de acolo, că sunt prea nevoie sprijiniți cetățenii. Am terminat. Mulțumim. Spuneți, vă rog. Vreau să fac un apel, chiar dacă s-a votat votul secret, vreau să fac un apel la toți colegii din Consiliul Local,
și să se asume votul pe care îl vor da astăzi pe cele trei proiecte, indiferent care va fi el, să votăm la vedere, a spus că doriți să fie un vot secret. S-a votat deja. Bun, s-a votat, dar da. Nu zic... A, părerea, da. Și a zis să nu amestecăm politicul. Îmi pare foarte rău. Am folosit acest subiect cu parkingul în cele mai mari bătălii politice. Acum să spune că nu este neapărat un subiect politic, este absurd. Vă rog să vă asumați, toți dintre noi am făcut afirmații de toate felurile despre această societate, suntem în punctul în care putem face sau nu ceva. Dacă permite și mie, vă rog. Nu, adică, mai voi continua ideea după ce terminați. Da, vă rog să încheiesc, da? Vă rog, da. Eu înțeleg această modalitate de vot secret ca pe, ca pe o neîncredere între noi parteneri PMP și PNL. Îmi pare rău să constat acest lucru, mai ales câteva oferit către PNP, să zic, să vorbesc, sau și către PNL, ce echipă bună ați făcut astăzi la vot în toate comisiile, în toate agaurile și în toate celelalte. Respectați această alianță dacă aveți și luați o poziție unitară și votați la vedere. Dacă îmi permiteți, am să răspund cu ultima parte a menționării pe care ați făcut-o. Astăzi, în Consiliul Local, nu s-a făcut nicio alianță. Astăzi, în Consiliul Local, o parte dintre colegi au înțeles că nu se mai poate continua așa. Și și-au dat un vot pentru oraș și pentru cetățenii orașului. Doi, suntem de acord cu orice propunere constructivă care reprezintă un sprijin pentru populație, inclusiv reducerea prețului la parcări. Dar cu adresă de genul celei care mi s-a menționat aici, nu se poate lua o decizie de asemenea amploare. Vă rog frumos, pe oricine dumneavoastră, veniți cu o solicitare argumentată și care să aibă la bază un calcul și eu și colegii mei, cum știți că a fost un proiect inițiat pe care l-ați respins de două sau trei ori la reducerea prețului la parcări, vom susține acest proiect. Atât timp cât are în spate o argumentare și nu are din pix lansată un 50% sau 60% sau 80%. Colegii mei, când au venit în Consiliul Local cu 30%, au venit cu un argument și cu un calcul economic în spate. Este cu totul altceva. Și ce, cu ce a rămas? În ce fel justifică acest lucru votul secret? Nu știu. Votul secret este decis de Consiliul Local. Colegul de la PNP a propus acest lucru, Consiliul Local a votat. Pentru că s-a constatat aici, în Consiliul Local, că la Alianța PSD și ALDE se votează politic. Voi l-ați votat până acum după propria conștiință. Voi ați votat cum vi s-a spus de la partid. Cred că aici este argumentația acestei solicitări. Ce vreau să subliniez din partea grupului PMP, PMP-ul va vota și astăzi a votat în folosul cetățeanului. PMP-ul solicită și votează proiectele care sunt necesare oamenilor acestui oraș. Deci nu ne mai urcați în căruța PSD-ului, PNL-ului, ALDE și alte partide, da? Am solicitat la urgență de bărbăție și la asumarea unui vot. Bine, bine. Aveți în spate un valabil economic reducerea de acestui lucru? La numărul de parcări, în momentul în care se bat din viața oameni ca să-i streacă 20 de ani, nu văd mai cheltuială ca sumele cele încasate în societatea parcării să nu ajungă la primărie. Nu văd. Faceți un calcul de 16.000 de parcări, o rostiți pe 40, vedeți ce sumă vă dă și vedeți că din suma asta se previne primărie. Atât simplu și ca bună ziua. Care e vreo numărul de parcări? Permite pentru domnul manager la societatea parcării. Bun, propun să trecem la vot pe proiectul 33. Da. 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 Am cu nostru. Prima dată când am depus cu 30%. Da, votat împotrivă, după care la următoarea ședință a fugit. Dați mai bine, dacă v-ați spus aminte. Eram doar de atât. Dați mai văzut venit. După ce ședințe de partid spuneați că sunt puteți de fi. Uitați, tot calculul referitor la scăderea de 30% s-ar face. Părțelesc cu cetățenii, ne-am întâlnit noi cu cetățenii. Și dați sunt, mă lăsați de sunt 1062 de persoane care au semnat. Vreți? 1062.
I-am trimis societății parking 5 întrebări. Bineînțeles, eu am răspuns, am luat jumătate din ele. Dar am portat o corespondență. Am vrut să văd ce bani încasează, ce bani cheltuiesc în urma acestor întrebări, în urma bugetului pe care l-am analizat la societății parking, m-am făcut toate calculele astea care știu. Pe mâna, s-a făcut de mână, cu ele am venit. Atunci cu scăderea de 30%. Ați întrebat, dar răspund, da? Formulați un amendament pentru schimbarea asta 50%. Și asta acum o bătălie politică. Ăștia s-au luat cu PNV-ul, hai să-i ardem, dar nu participăm la bătălie asta. Și ați votat și cu PNV-ul. Vă ascundeți un spate în bătălie. Dacă ne ascundeam, nu veneam cu ăștia. Ați votat? Ați votat cu ce? Putem trece la vot, vă rog? Vă rog, proiectul numărul 33. Domnul Jocanu, Ciobanu Adrian, domnul Ciobanu Valentin. Proces verbal încheiat astăzi, 29 iunie 2017, la votul secret asupra proiectului de hotărâre numărul 33 privind modificarea tarifelor prevăzute la articolul 21 aliniat 1 din contractul de delegare de gestiune numărul 32.468 din 31 iulie 2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și Sece Parking S.A. Total voturi 23, voturi valabile exprimate 23, voturi nule 0, din care voturi pentru 13, voturi împotrivă 10. Proiectul a fost respins, erau necesare 16 voturi. Pe votul nominal am să vă rog să notați cu pixul vot secret în dreptul. Doamna Vârlămâncu. Victor, Victor. Facem vădă. Nu, așteptăm un pic. Da. Proiectul numărul 34, hotărâre privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirilor umane din municipiul Piatra Neamț, numărul 54/1997 din 23/11/2006, încheiat cu SCMND MSRL. Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 3. Vot secret, sigur. Domnul Bujoveanu, Ciobanu Adrian, Ciobanu Valentin. Proces verbal încheiat astăzi, 29 iunie 2017, la votul secret asupra proiectului de hotărâre numărul 34 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiunea serviciului public de administrare a cimitirelor umane încheiat cu MND MENS SRL. Total voturi 23, voturi valabile exprimate 16, voturi nule 7, din care voturi pentru 5, voturi împotrivă 11. Proiect respins. O să propun să lăsăm proiectul numărul 35, ultimul pe ordinea de zi, cu alegerea președintelui de ședință și o să trecem la proiectul numărul 36, hotărâre pentru modificarea HCL numărul 138/2017 privind recalcularea chiriilor unităților locative din blocurile ANL aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț. Comisia de specialitate numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 37, tot cu vot secret o să fie, hotărâre privind modificarea contractului de delegare și de gestiune prin concesiune numărul 58.952 din 31/12/2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SCX Data Soft SRL. Comisia de specialitate numărul 1. Numărul 3. Spuneți, vă rog, numai puțin. Spuneți. Dacă permiteți, de la aș vrea, domnule Tumas, Maxi și Consilier, chiar dacă sunteți în vostru la urmă proiectul ăsta, pentru, atât pentru primărie și pentru Piatra Neamț, cred că are o importanță foarte mare. În 2015, primăria Piatra Neamț a organizat o licitație privind concesionarea serviciului de administrare a parterelor publice cu plată orară de raza municipiului Piatra Neamț cu infrastructura aferentă, mă refer aici la taxa pe teren,
cu concesionarea serviciului de ridicare și depozitarea mașinilor parcate nereglementat sau abandonate, de vorbim în și privat. La baza acestei licitații a stat un caiet de sarcini, un regulament de funcționare, un contract comercial de două entități cu personalitate juridică, Instituția Municipiului de Adrenal și Datasov. Anexe la contract 3. La anexa numărul 3 erau tarifele în vigoare privind parcările, tariful oral pentru parcările de plată. Ofertantul câștigător, criteriul pentru desemnarea câștigătorului a fost oferta tehnică și financiară. În spatele acestor oferte stă un buget de venituri și cheltuieli, investiții pe termen lung și scurt, adică lung mă refer la perioada contractuală. Nivelul redevenței este 46%, la care se adaugă în jur de 2,5 proiecte, procente, impozitul pe teren, care se virează tot la bugetul local, direcția de taxe și impozit. Atât la nivelul 2016, cât și pe perioada 2015, X-DataSoft a fost monitorizată de către reprezentanții primării prin două procese verbale în care au fost demonstrate în obligațiile contractuale au fost îndeplinite. Mă refer la nivelul redevenței virate și încasate de primărie, impozitul pe teren și investițiile avute în vedere. Deci, considerăm că am fost un partener loial de contract. În ceea ce privește Piatra Neamț oraș turistic, aș vrea să vă fac cunoscut că Brașov, oraș turistic, tariful de parcare este între 2 și 3 lei, tariful clar. Cluj, oraș turistic, tariful de parcare este între 3 și 5 lei și orașul este destul, spun eu, destul de aglomerat și au probleme. Și în ultimul rând, Târgu Neamț, 1 leu și 50 de bani, oraș turistic. Mulțumesc. Mulțumim și noi, să trecem la vot. Proces verbal încheiat astăzi 29 iulie 2017 la votul secret asupra proiectului de hotărâre numărul 37 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune numărul 58.952 din 31 decembrie 2015 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SECE X DataSoft SRL. Total voturi 23. Voturi valabile exprimate 15. Voturi nule 8. Din care voturi pentru 1, voturi împotrivă 14. Proiect respins. Mulțumim. Proiectul 35. Hotărâre privind alegerea președintului de ședință. Propuneri. Domnul Maghidan, spuneți. O propun pe doamna Moroiu Claudia. Bun, o luăm pe rând, da? Votăm... Pe rând, da, nu, de propunere vă votăm. Iar cu secret? Nu. Președintele de ședință se votează cu vot deschis. Cu vot deschis. Prevedere expresă. Doamna Claudia Moroiu, numai puțin, doamna Claudia Moroiu, cine este pentru? O să votez și eu. Da. 11. Domnul... Cine... Împotrivă? Da. Cine este împotrivă? Abțineri? 12 abțineri, 11 voturi pentru. Propunerea a fost pentru respinsă. Domnul consilier Obreja, cine este pentru? 12 voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? 11 abțineri, următorul președinte, domnul profesor Obreja.